Da, bună seara, suntem din nou live. Este ora 10 și ceva. 7 august 2020. Se pare că domnii de la ISCTR iarăși sunt la treabă. Azi noapte, toată noaptea a lucrat și are echipajul venit înapoi. O să vă spun despre ce e vorba. Bun, hai să trec din coace și să vă arăt ce s-a întâmplat aici. Unde au lăsat lemnele? Aici? Deci camionul cu 7 tone a fost amendat și s-au dat, în loc să stea imobilizat, a dat lemnele și le-a lăsat jos. 7 tone au fost descărcate. Da. Despre mine nu sunt nici măcar 2 tone descărcate aici, bine să vezi. Păi l-au cântărit, măi oameni, l-au cântărit. Este loc cântărit. Aici nu sunt 7 tone. Nu știu care e faza aici atunci. Aici nu sunt 7 tone. N-au cum să fie 7 tone, sunt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 lemne. Nu știu ce să zic. Deci camionul cu 7 tone păstă greutate, ar fi lăsat surplusul, dar nu știu ce să zic dacă sunt 7 tone. O să ne întrebăm pe băieții de la ISCTR după ce își termină controlul la acest tir. Bună seara, bună seara, da, suntem 3500 de oameni din nou, am fost 12.000 și ceva pe live-ul ălalt, dacă ne strângem bine, dacă nu ne strângem iarăși bine. Noi vă demonstrăm că sunt prinse camioane încă la Rădăuți, în Bucovina, camioane, fraților, cu lemn. Ceea ce este foarte grav. Foarte, foarte grav. Se pare că doar ISCTR-ul își cam face treaba aici și la Bucovina, ca și în alte locuri. Și gândiți-vă că ISCTR-ul au stat și noaptea trecută, toată noaptea aici. Da, s-a cântărit camionul și a lăsat surplusul acolo. A avut 7 tone și ceva, o să întrebăm acum. Nu știu unde e băiatul. Să ocupați un pic. Oamenii. Lăsăm un pic să-și facă treaba oamenii, ca să nu avem... Nu stăm în cale. Bună seara, vă putem împune niște întrebări. Bună seara. Deci am înțeles că ați prins un camion cu lemne care avea... L-am oprit, n-am prins. Am înțeles, l-ați oprit dumneavoastră în control. Ce tonaj avea? Depășire de 7 tone. 7 tone, deci un total de 47. Așa e și pe total. Per total. Axa trăgătoare? Tot era pe limită admisă. Ok, și per total era 7? Da. Bun, și ce s-a întâmplat cu camionul? A fost sancționat și a intrat în legalitate prin descărcarea multii. Da. Și ce se întâmplă cu lemnul ăsta care rămâne aici? Deci l-a pus în câmp, cum ar veni. Da, el va lua și îl va duce la o mănăstire, de pe te-am spus.
problemă. Și amenda cât va fi pe faza asta cu 7 tone? Că 7 tone înseamnă 20%, nu? 17,9. 17,9, aproape 18% aproape peste, 18%, da? 18% sancțiunea se duce de la 2000 către maximum, dat e 1000 de lei în 5 zile. De la 200 milioane vechi sau? Nu, nu, nu de lei. 20 de milioane vechi. În sus? Da. Am înțeles că data trecută când am avut, țin minte că am avut unul la 7 tone 400, a luat 160 de milioane, din câte mi-aduc aminte. Probabil a avut pe axe. A avut mai mult acumulat. Da, da. Bun, o să așteptăm oricum să vedem exact cât e. Da, da, da. Bun, vă mulțumim are frumos. Are scris exact. Bun, bun, bun. Bun. Măcar dumneavoastră vă faceți treaba, pentru că, din păcate, autoritățile de aici nu prea vă să-și facă alții treaba. Ce-am urmărit surpriză. Da? Mafia. Mafia lemnului. Corect. Corect. Să vă mai arăt încă o dată unde îs lemnele în plus. Deci imaginați-vă că mafia lemnului nu are cum să lucreze singuri. Nu au cum. Uitați aici. Lemnul descărcat. Și ăsta miroase? Da, e verde. Da, e verde. Dacă e verde, e posibil. Zici că nu? Hm? Dacă e verde, da, poate. E miroase, hai, simți că de aici îl simt. Hm. Așa, 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 da. Da, nu știu, nu pot să îmi dau părere aici. Am înțeles că lemnul va fi donat. Exact ce am zis noi azi dimineață, parcă să doneze lemnul acela și nu azi dimineață, la zi. Și au spus că nu-l donează, că-l donează la copiii dânsului. Aici am înțeles că vor să-l doneze la o mănăstire. Mă bucur atunci. Cu toate că nu pot să mă bucur 100% să zic, bă, sunt fericit sau nu știu, pentru că lemnul oricum e tăiat. E gata, nu? 7 tone pe ăsta, foarte mult. 47 de tone, gândiți-vă. Foarte, foarte, foarte mult. ISCTR-ul. Ai văzut unii o descărcat? Cine? Ăsta care au fost cu 7 tone. O descărcat aici lemnul? Da, o descărcat acolo surplusul. Da. Na. Și zici că nu-i prins. Și și-a stat ăla Jäger. Cherestea o să-l bagi pe cântar acum? Da? Nici l-am văzut. Ce-i la prelată, Cherestea? Da? Cherestea? Da. La prelată? Da. Prima dată, pentru că stătea pe vare. Și după aia l-am pe acolo. Hai să vedem că e un tir la prelată cu Cherestea. Dar nu vrei să apar pe live, măi omule? Și măcar să știe oamenii că tu ești cel amenințat, măi, de oameni pe acolo. Că ai sunat la 112. Tu ți-ai făcut treaba ca și om civic și poliția de acolo ți-a dat detaliile direct la patron. Da. Păi aia nu-i mafie, mă, oameni buni. La Pudna. Ce oameni, mă, incredibil, mă. Și încă primești amenințări. Păi bineînțeles că primești amenințări, că doar altfel n-au cum să oprească. De-aia am și zis că trebuie să fii susținuți de oriunde, nu să... Și localnici de aici. Da, da, ori... N-ai văzut, Florin? Că a pus marfa jos? Cum, acolo ne-a stângai. Da, așa o scodonează la mănăstire. Sunt curios dacă o să ajungă până la mănăstire. Păi de la mănăstire, aici vine și-am ei, na. Păi, cât stau aici oamenii? Păi nu știu, eu știu. După ce... Știu că sunt în acțiune, normal, îți păstă program deja. După ce pleacă, cât, așa cum l-a descărcat, așa vine și lentar. N-ar fi mare lucru. N-ar fi mare lucru deloc, cum? Și asta e că acolo nu sunt mai mult de 2 tone. Eu na, eu nu știu, fiind lemn verde, e posibil să fie mai mult. Aici e de 2 tone? Păi, dacă a avut 47, el era obligat să dea jos 5 tone. O mai luat încă o dată din el? Da, și-a zis domnul. A, deci a fost de 2. Deci a venit și altă mașină și-a luat, sau cum? Din marfa asta a venit și-a luat, din, o zis că din partea prin mănăstirii, cumva, știi? O zis domnul, deci a venit deja cineva și-a mai luat. Da, da. A, pe mine gândeam că nu are cum să fie acolo atâtea din ele și dacă e verde. Am zis că, na, câteva tone îi. Dar nu 7. Hai să vedem cântarul. Dați-vă un pic la o parte să nu cumva să vă agheațe sau ceva. Cherestea? Suceava 21 Way. W-A-Y. Pe normal trebuia să fie rumeguș din câte văd eu asta.
Dar n-ar trebui să aibă rumeguș normal? E de rumeguș? Nu, are chelistea. Are chelistea, dar bena e de rumeguș. Normal, din câte o văd eu. E ca o benă de rumeguș, care se transportă rumeguș. Eu așa o văd. Dar nu știu, na. Da. E benă de rumeguș. Sănătate. Ăsta, dar m-am dat cu deja. Mulțumesc frumos. Uitați, oamenii mi-au adus din ăla de țânțari. Aici încă nu ne-o ăsta nimeni. Mersi frumos. Mersi. Deci ăsta normal ar trebui să are, din câte știm noi, rumeguș și are cherestea înăuntru. Ciudat. Deja iară trebuie să ne să oprim amușicei cu rumeguș. Ăsta e de obicei care rumeguș. Putea mișcătoare. Uite, din asta e țânțar, Claudia. Țin eu că văd că aici încă nu ne-o năpădit țânțarii, văd că aici mi-au adus oamenii. Mulțumesc frumos încă o dată. Da, Frank Sinatra, My Way. Wayfair Trans. Satu Mare, nu, Satu Mare de aici. Ia este Satu Mare și aici, în județul Suceava, știi, nu-i Satu Mare de la noi. Da. Ce e, cu lemn? Nu știu dacă nu-i totul rumeguș. Suceava 21 Far. Eu din câte știu ar trebui să aibă aviz. Da, logic. Suceava 21 Far. Verificați dacă are pe radarul pădurilor. O să intrăm la cântar. Să vedem când e cântarul. Bună seara! Și domnul e cu cherestea? Nu știe? Ok. Bun, bun, o să așteptăm. Bun. Bușteni. Bistrița Nou, Bistrița Năsăud, deci BN 60 ASX. Ala vreau să văd. Atenție la drum. Dă-te din drum, dă-te din drum. A, e jumătate încărcat. Bistrița Năsăud e jumătate încărcat. Și am scris că chingile n-au voie pe exterior. Asta e ca un fel de benă în care, normal, din câte am văzut noi mai... Ăsta am văzut că se cară rumegușul de obicei. Vedeți, e tare. Uite. Aia e ruptă. Uite. Trebuie să-i facem la domnul. O să-i zic de chingi. Aia e ruptă. Aici nu are. Da, pe ăsta. Ba, aici are. Da, da, da. Da. Da, uite-te la roțile din spate. La contrarii. Șerifu! Șerifu! Da. Chintile astea se folosesc la susținerea prelății. Că dacă nu ați avea chintile astea... Asta am zis și eu că cred că e diferit. Pe că asta e de fier, nu? E de fier asta, zic, e diferit. Bun, 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 că asta, că oamenii au întrebat. Dacă nu ați avea chintile astea, să leagă cu oamenii... Da? Prelata zboară. Bun, deci nu e pentru susținerea mărții. Bun, că asta am zis și eu că aici e diferit, nu e ca și când ții lemnile. Am înțeles. Da, da, am înțeles. Și acolo e pus altceva, am înțeles. Bun, vă mulțumesc pentru că ne spuneți. Bun. Bun. Bun, bun, bun. Vă mulțumim. Uite că putem să colaborăm, că nu avem treabă noi normal cu șoferii sau ceva. Și dacă nu erați în regulă, mai colaborați cu noi. Păi așa ar trebui, măi, oameni buni. Mă bucur, mă bucur. Bun, mă bucur. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Mulțumim.
Mulțumesc! Bun, mulțumim! Ați văzut că se poate și să colaboreze oamenii și să vorbească frumos și așa mai departe. Și să înțeleagă că noi nu avem treabă cu șoferii sau cu nu știu cine sau din ăstea. Să aveți grijă la drum numai, da? Fetele aici, tricolorul. Adriana Steagu sus. Adriana din Germania a venit. Doamna de la Orăștie, Cluj, Sălaj, Orăștie, Rădăuțu. Am un pe voi, vă cunoaște lumea aici, că vă ziceți din Rădăuț, nu? Bă, dacă nu v-ar cunoaște, înseamnă că nu se uită la acțiuni civice. Păi n-ai auzit că nu a fost el. E, păi dacă îmi scriu ăia amenzi și din ălea... Și nu m-a legitimat. Pe mine nu m-a legitimat. Același timp cu mâna pe arma. Nu, nu suntem mari inspectori. Nu știu ce sunteți răutăcioși, pentru că noi vrem să vă facem un bine. Vim și din alte județe, din alte țări, să vă facem un bine, nu vă facem rău. Doamne ferică, eu v-am spus, nu aș vrea vreodată să ajungeți la vorbele noastre și să vedeți accidentele care s-au întâmplat în Maramureș când au murit oameni cu camioanele astea de lemne peste tonaj. Sincer. Noi suntem oameni civici. Cine întrebați că cine suntem noi să verificăm tot. Oameni civici, oameni simpli ca și voi. Ați văzut, șoferul frumos, a răspuns frumos, ne-a explicat de ce îi spuse pe din afară, chingile, bravo lui. Omul n-are nimic de ascuns. Omul e sigur pe el că nu depășește tonajul. Da, din păcate în Maramureș și teroare, acolo au murit oameni. Aduceți-vă aminte când s-a răsturnat un peridot din ăsta cu lemne și au murit 3 persoane. Tone 400. V-am spus, noi am venit pentru cel ca să n-avem povești după aia, pentru că și noi credem că probabil că domnul o să fie legal, că nu noi am cerut să fie oprit. Cel cu 7 tone a plecat deja, a lăsat marfa și deja a jumătățit marfa. Vin cineva de la o mănăstire, am înțeles, și pe aia o să mai vină și după cealaltă jumătate. 7 tone le-a lăsat jos. Da. 3600, da, o să fie în regulă din câte îmi dau seama eu, până acum la ce experiență avem. Ați văzut? Domnul mi-a spus din start, sunt în regulă, n-am nicio treabă, aviz, pe marfă, tonaj ca lumea. Uite, cineva ne spune chiar astăzi era un camion cu scândură răsturnat pe Mesteacă în Maramureș. Na, exact ce vă spun eu, se întâmplă și nu aș vrea, nici n-aș vrea să am dreptate în chestiile astea, vă dați seama. Nu mi-aș dori. Cred că a spus numărul din față. Lasă că mă uit după aia la număr și vi-l arată la din spate. Pe șaua din spate trebuie să aibă avizul, nu pe numărul din față. Dar ne spuneau domnii de la ISC3 dacă nu avea aviz. Dar vă spun, domnul să și vede după cum o vorbi cu noi, că îi în regulă. E prea mult. Nu, no, e ok. Două tone, nouă. Nu, no, o să fie în regulă. Am văzut și din pătrăgătoare. Pătrăgătoare de obicei au marea majoritate ori la limită, ori păstă. Știi? E ok. Da, n-are nimic. N-are nimic. Ale alte tăte care le facem sunt 4 tone, 600, 5 tone, 7 tone pe axă. Se vin ori doi, dar e ok. 2900. Da, e ok. O să fie ok. Dar o să vi le arat toate, că na. Să n-avem după aia să ziceți că nu v-am arătat tot cântarul. Nu depășește. Nu cred că depășește.
Mi-aduci altul? Ți-aduc altul, ia să bea. Ne, lasă-mă că beau dacă asta. Bem unul după altul. Am luat ție frază de cruce, amu? Nu e a meu, să te pot să-i iau așa. E al lui Sorin, mă, doar zic că are acolo la rece și zic să-mi trimită unul, dacă vrei. Stai că, se mișcă sau nu? Nu știu, nu mi-explic cum așa, în așa timp scurt. Poate vorbi cu altcineva, că acum oamenii ăștia au și legături. Iarăși 2 tone 900, 950. Ori 2 vin toate, da? Stai un pic. Da. Da, da, am și spus. Domnul de aici s-a și cum s-a comportat, mi-am dat seama că e în regulă. Dar noi nu, asta am oprit noi. S-a oprit și pentru că e controlul de la ISCTR. Camionul cu lemne, cu 7 tone peste, a venit, a descărcat marfa 7 tone, a lăsat-o jos și a plecat. Și o să-și ia amenda, nu? Camionul cu lemne, peridocul. Da, mă, eu nu știu dacă aia donație a ajuns la mănăstire sau nu. Mă întrebați nici el cu care nu pot să-mi dau cu părerea, nu? Tot 2 tone 900. Da, e în regulă. Da, 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 e în regulă. Sorin, mi-a dus și mie, te rog frumos, unde la e în regulă. Un Pepsi, dacă ai acolo la rece. Ăsta e? A, mi l-a dat, mi l-a dat. Mi l-a dat, mersi. Ăsta e Suceava 21 FAR, F-A-R, pe ce trebuie să aibă avizul, pe care stea. Mai venit. Că eu cred că ești ok, că eu așa am văzut. Da. Știam ce să fac. Să bucur. Am văzut un comentariu că o întreba de ce umblu cu AU deschis. Cu ce AU? AU pentru defilă. Da, da. Vagonul ăsta scară și deșeuri. Da, văd când pui, tu, știu, când pui aia râumegușul și ăla ai trecut la deșeuri. Exact. Bun, bun, aia știam. Dar n-am, eu n-am văzut întrebarea. Da, da, da. Eu nu pot să stau... Să o închis, să o deschis. Am înțeles. Na, oamenii sunt curioși, îți dai seama. Eu mă bucur că colaborezi cu noi și chiar zici o opinie, na. Nu, dar să înțeleagă lumea, că mulți vorbesc mult prost și fără rost. Da, da, da. Ei, na, oamenii nu știu. E ceva normal, că dacă ar veni cu noi pe teren, probabil că și-ar da seama și ei. Că încet, încet și noi le-am învățat încet, încet. Cum? Cred că domnul nu avea depășire, nu? Nu avea. Nu avea. Da, da, mulțumim. Da. Aici îi jumate din marfa, am înțeles că jumătate deja au venit cineva după ea. De pe camionul de pe care v-am spus eu că a fost prins cu 7 tone în cărcătură peste. Am avut și cu 12 care nu pot treaba asta. Dar și cu 13 tone. Omul era la început. Nici nu mai știu care a fost recordul nostru. 17 tone sau 18 tone, ceva de genul, și 19 parcă la Daniel. Dacă mi-aduc bine aminte.
Am blițul, dar pe nu merge, uite. Eu lăsesc să fie mai multă lumină, dar da, nu merge mai bine atât, da. O să vede lemnul aici. Cineva întreabă cum se face că înainte de alegeri toți sunteți apărătorii patriei. Intră pe diaspora europeană oficial să vezi dacă suntem numai înainte de alegeri. Să vezi sute de acțiuni, poate chiar mii. Și nu sunt făcute numai înainte de alegeri, sunt făcute de ani de zile. Greșiți aici un pic. Nu ne confundați cu alții, că noi nu avem treabă. Grupul nostru civic face acțiuni deja de 8 ani și ceva, aproape 9 ani. Nu ne confundați. A mai venit un echipaj sau mi s-a părut? Da, ah, ok. Deci două echipaje deja de la ISC3 aici. Nu sunt 7 tone pentru că m-ai dus deja. Deci, o lăsat o grămadă mai mare. El a plecat la descărcat și a venit altcineva și a luat jumătate deja și am înțeles că se întoarce după aia altă jumătate. Ei zic că sunt persoanele care, la care le-a donat. Acum eu nu pot să... Că omul oricum nu e obligat să le doneze. El le poate transporta chiar el. El a spus că le-a donat. Na. Acum eu nu știu dacă le-a donat sau nu. Noi acum la acțiune civice care le-am făcut în ultima perioadă, singurii care au colaborat direct cu noi, mă refer cu acțiunile civice și cu oamenii civici în teren, a fost ISCTR-ul. Acum ăsta e adevărul. Eu nu pot să stau să vă mint. Ați văzut astăzi, am sunat la 112, au venit după 45 de minute. Așa bineînțeles că în 45 de minute descarci 5 tiruri. Nu? Ați văzut ce s-a întâmplat în față la Rădăuți. Ne-am împins oamenii. Minte n-aș dacă opuneau rezistență sau ceva oamenii care au blocat un pic accesul acolo, le mai dădea și ceva spray sau poate și ceva bătaie gaz. Știu că e păcat că nu fac toți românii așa. Dacă am face toată lumea chestia asta cu civismul, vă garantez că nu s-ar mai circula ilegal. Lemnul nu am putea opri, vă spun 100%, asta nu se poate opri lemnul ilegal care intră în fabricile astea mari, termitele astea mari, cum le spunem noi. Nu poți să-l oprești 100%, dar îl diminuezi. Opriți 100% numai din Parlament să poate, vă garantez. Pentru că caracatița așa mare, eu o să vedeți mâine despre ce vorbim iară, caracatița și lanțul trofic ăsta cu mafia lemnului, se duce de la pădurar până la inginer silvic, de la inginer silvic mai sus, șefii de ocole, după aia oamenii care răspund pe tot județul, după aia merge ușor-ușor spre parlamentari și după aia chiar spre ministere. Asta e problema. Da? Deci mai este un cântar, adică un cântar încă un echipaj de ISCTR aici. Cum îl vedeți? Și eu am zice că știți ce face, vă strică ale voastre șmenuri. Nu înțeleg ce șmenuri, că n-avem treabă cu industria lemnului. Noi facem civis de 8-9 ani, n-avem nicio treabă cu industria lemnului noi. Deci echipajul 2 va merge în control prin parcări. Asta e alt echipaj. Merg prin parcări. Da, își fac oamenii treaba. Tu, nu zici și tu un lemn de acolo, din donație. Nu duci și tu un lemn acasă. Că o zici ceva aici, că ne strică nouă, nu știu ce, că de aia facem noi, nu știu ce, că ne strică nouă. De parcă nu zici că noi am fi concurența sau ceva. Da, ziceam că lemnul ăla, am donat acolo, că a fost minți care aveam mult mai mult de atâta și... Băi, ăștia care băgați că știți cât costă asigurarea, cât costă nu știu ce, nu v-am pus eu să vă luați camioane. Dacă vă luați camioane și din astea, trebuie să faceți legal. E simplu ca bună ziua. Nu știu de ce purtăm discuția asta. De 30 de ani încoace nimeni nu a făcut ce facem noi acum. Da, asta e adevărat. Da, nu că e surprinsă, e indignată. Cum ne permitem noi să facem ce ar trebui să facă orice cetățean al României? La Vama am fost, la Broșteni și Stupilcani o să urmeze.
dacă faci ceva și nu câștigi nimic, după aia o să spună, păi înseamnă că nu-și place. Da. Cineva ne întreabă de la Mureș când am fost. Florinei de la Mureș, am fost și la Cascam, cum îi zice, Castamonu? Castamonu, așa. De la Reghin. Am fost și în Mureș. Castamonu, care nu știu cum de la Reghin, dacă a deschis fabrica aia de plăi, pentru care știu că au ieșit în stradă Reghin. Păi n-ai văzut că ei ziceau că nu au deschis-o și localnicii îi acuzau că de fapt au deschis-o. Da, acum trebuie făcută o investigație ca lumea. Păi cine poate face? Putem noi intra în firmă? Noi nu putem intra în firmă, tot autoritățile, nu? Și autoritățile, dacă sunt mână-mână cu ei, serus. Da. Mie îmi place să citesc, să știu comentariile astea scrise din, da, din fața televizorului. Păi sunt cele mai viteze, în ghilimele. Mai o reclamă la film, mai nu știu ce, lumea să plicuse și zice, hai să văd pe traiile alea. Spui, uite alea. Sunt frumoase comentariile alea. În schimb, trebuie și apreciat, pentru că noi ne axăm mai mult pe rău. Știi? Dacă scrie unul comentariu rău, da, zici că mai tare îl citești pe ăla decât felicitările, că sunt și oameni, bineînțeles, de asta zic treaba asta. E să vede și acum, la mine pe live sunt 99%, uitați, care e pro, da, na, mai apare câte unul care se găsește. Da, și la ăla poate îi da importanță mai mare decât ar trebui, pentru că nu poți să spui că românii nu ne susțin, n-ai cum să spui. Ne susțin. Drept dovadă distribuit, drept dovadă, uite, dacă te uiți un pic încolo, sunt niște oameni. Da, au venit, au venit. Și localnicii care mi-au adus chiar, inclusiv, ai văzut spray-ul ăla de țânțari. Dar aici avem noroc, nu sunt. Nu sunt foarte mulți, acum, în contextul pandemiei, bine că nu sunt mulți, că înseamnă așa cum zicea multe alte băiate ăsta cu mașina asta. Boșutar, da. Tiberiu Boșutar. Da, exact cum zicea ei, că de fapt ăștia greșeala au așteapt. Da. Aici, dacă se adună 100 de oameni, 200, imediat spune, pe ăsta face nimic, măcar că nu i-ai chemat. Da, da. Zice, pe uite, încalcă legi. E jumătate încărcat. Acolo unde vizibil se încalcă legea de 30 de ani, nimeni n-are nimic de obiectat, dar dacă tu te duci cu un telefon și filmezi pe altul, care ei sunt acreditați să demonstreze că da, încălcă legea, zice pe... Asta e interesant, da. Corect. Iarăși a fost interesantă chestia. La Brașov am prins noi ăla de, nu știu, de, nu mai mi-aduc aminte exact cât, dar în orice caz era peste 10 tone, dacă 13 sau 17, da, nu mai știu. Așa, dacă avea ocazia, aș fi aruncat ceva la ăsta. Da. Noi, de fapt, acum le-am dat idei, da, i-a aruncat. Cred că sunt mulți acum care se uită, îi dau chetă și eu ca fraier. Păi le-a aruncat mai bine. E, asta e, acum să... Măcar dacă le-ar dona la case de copii, la mănăstiri, la tot felul. De acum o să se vândă numai camioane care au măcar au aia, ca să poți să... sau ceva ca să facă așa, să pastumezi. Da, vreau să mai spun un lucru și acum că mi-a conținut specificitatea asta. Pentru cine, dacă întreabă cineva cine e ăsta, nu, cetățean, am buletin român. Cine, tu? Eu. Toată lumea te știe, mă, Florin, de la generația Facebook. Generația Facebook și diaspora românească, pagina ta. Hai, mă, că tu de mei, Florin. Nu te subestima. Știi că asta e o pontă, să poți să știi într-un cuvânt de la ăla care ți s-a adresat. Nu te subestima. Da. Ce vreau să spun, când am fost acum, de-am plecat primul acolo la fabrică, a fost un polițist care a venit la un moment dat și zice să te dai pe margine. Știi ce înseamnă aia margine? Când vin cu o autoritate din asta oarecum ofensivă, dacă vrei. Sfidătoare. Adică, nu-i arată din start, băi. Ne cam deranjat și pe noi, dar nu te poți. Da. Dar atunci polițistul așa ne zice, tu știi ce înseamnă aia margine, dă-te pe margine. Și i-am explicat polițistului ca să mă înțeleagă foarte clar că știu ce înseamnă margine. Și i-am zis numai două aspecte. Unul este marginea pe care stă poliția română de 30 de ani. Da. Ei stau pe margine. Da. De asta am ajuns noi să facem ceea ce facem. Că poliția stă pe margine, de asta suntem noi. Ăsta ar trebui să fie și un răspuns al tău, care zice, bă, ce faci treaba asta? Uite, din cauza asta. Da. A doua chestie, cu marginea e tragedia de la Caracal, unde se știe că polițaii stăteau pe margine în timp ce, da, nesimțitul, criminalul sau cum vrei să știi, că nici nu există denumire, ăla își face treaba. Da, deci, din păcate. Deci știe foarte bine ce înseamnă a sta pe margine. Bun. Asta faci. Evident, majoritatea, adică... Să ne înțelegem, nu? Generalitatea niciodată nu duce bine, adică toți, pentru că
Sunt aia câțiva puțini care chiar își fac datoria și nu venită pentru ea. Așa cum sunt și șoferi. Da, păi uite conștient. Și domnul, nici l-am stat la cântar, dar e jumătate încărcat. Sunt și șoferi care într-adevăr își fac datoria. Stai așa, stai așa că ei cunosc mai bine. Stai un pic. Șoferi care... Băi, zi-o dată. Da? Ne zici dacă e ceva. Nu altă mișcare. Da. Mi se ascund prin parcări, vă dați seama. Ascund prin parcări. Da. Ții tu, te rog eu asta, că nu vreau să-l arunc pe jos și nu văd niciun coș de gunoi. Da. A fost 6 fără ceva. Salutări de la Mariș din Italia. Mulțumim. Mulțumim. Deja ne scriu oamenii pe live că anumite camioane sunt ascunse prin parcări. Vă dați seama că na. Se procedează. Trebuie să mergem la pescuit un pic. Au plecat colegii. Da. Am văzut că celălalt echipaj a plecat în căutare. Cabina și să plece. Da. Dacă e plecat așa, dar noi inclusiv din locurile astea putem să-i... Bineînțeles că sunt locuri publice, parcări publice, să-i, corect. Să-i verificăm, adică să le solicităm documente. Am înțeles. Dar mai sunt care închid până iau, lasă-mă toată așa. Mai fugă? Da. Am pățit și noi. La început așa. Bună seara! Vă urmăresc din mult, băi! Mulțumim frumos! Mare, bună seara! Bune, eu trebuie să plec la sală. Mâine nu tai în germană. Mi-ai zis, dar și noi venim imediat. Cum? O tai în germană. Ah! Bun. Vă urmăresc și ăla, e bun, ok. Mulțumesc! Sunt de la margine, lângă scurt. La margine? Mă bucur! Da, am venit încoace pentru că a fost un camion cu 7 tone și uite unde o lăsa marfa. Ai mai văzut vreodată așa ceva? Am văzut, dar când ați spre marginea și iar m-am tot acolo. Da. Am zis pe live că venim la Dornești pentru că aici e cântarul, știi? Da. Și atunci automat îi... nu te filmezi, stai liniștit, că știu ce înseamnă, că am văzut deja ce sprijin aveți de la autoritățile de aici. Pentru 2.000 de zile am venit noi, în 20 ne-am transportat de o casă la alta, 5.000 de reamente, la margine. 50 de milioane ți-o dat numai că ai transportat de la o casă la alta 2 metri. Da. No, bun. E bun. Nu mai dau, nu mai dau. Da. La marginea. Da. Păi așa fac ăștia, că-s mână-mână cu ei. Da. Ăla mic îl omoră și pe aia mare îi favorizează. Da. Din păcate. Din păcate. Mă bucur că v-am întâlnit. Mulțumesc și eu frumos că ați venit, măcar. Vă sprijin din acum. Cum tot și eu. Am înțeles. Nu mă mir sincer că nu ieșiți la acțiuni și din astea, că am văzut ce s-au întâmplat cu băieții care au ieșit săptămâna trecută când au luat amenzi. Sănătate, mulțumesc. Da, e clar. Mulțumim. Mulțumim. O să închidem live-ul, pentru că suntem la 40 de minute, nu-i vreo de timp, dar o să închid live-ul pentru că vreau să mergem încă pe teren să vedem dacă în parcări. O să încercăm. Da? Dacă găsim ceva și foarte important sau mult peste sau ceva de genul, atunci o să mai facem încă un live. Vă mulțumesc frumos, foarte, foarte mult, pentru că sunteți alături de noi, distribuiți. Cei de la ISC3 să știți că o să rămân aici, sunt în plină acțiune, mai sunt încă echipaje care îi caută prin parcări și așa mai departe. Deci se mișcă lucrurile. Supod? Supod ai zis, Iulian? Supod? Au plecat să iei un
camion a scos, oprit pe sub pe un pod, sub un pod încolo. Uh-huh. Cineva care a trecut la Suceava și a spus că ai pe drum încolo, s-a putea să mai găsit. Și aia zic și eu, că aia am zis și eu că o să oprez live-ul și să mergem încolo și noi. Nu, să vedem dacă e ceva sau nu. Lângă camion, dacă este camionul. Da, da, am înțeles. Și o să anunțăm. Au spus că ei se duc să-l... Da, am înțeles. Nu e problemă. Când am venit noi în pace, a trecut unul pe lângă noi, dar a anunțat cel care a ieșit de la ei. Da, 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 da. A anunțat pe stație, vezi că sunt acolo. Am înțeles. Vă mulțumim frumos! Dacă găsim ceva noaptea asta, o să mai facem din nou. Dacă nu așteptați, mâine o să facem iarăși un live, tot legat de Mafia Lemnului, dar o temă diferită. Vă mulțumim frumos și nu uitați să iubiți România oriunde v-ați afla. Noapte bună! Da, bună seara din nou, iarăși trebuie să dăm drumul la live, pentru că au început să vină camioanele super încărcate. Da? Suceava 89 no, K acum am un prieten care trece ca acolo. V V. Super încărcați. Două camioane. Să vedem ce dacă ei sau nu peste tonaj. Sunt oprite de ISCTR, nu-s la, cum ar veni, nu noi am sesizat, ISCTR-ul le-a oprit. Și mai sunt două oprite într-o parcare, am înțeles că merg după ei. Bacău 62 CMA, până sus încărcat, la fel. Pentru cei care n-ați fost pe live, încă o dată aici sunt ei jumate din surplus. Pentru că virgulă, camionul avea 7 tone, 7 tone și ceva, încărcătură peste, camionul cu lemne. Stai să vedem că s-a mai oprit unul. Aici nu mai vine poliția să ia la rost, că-s păstă tonaje și din astea. Și să-i verifice. Și jandarmeria să ne ofere protecție. Dacă ridici gura împotriva corporațiilor, un doi îi spăstă noi. Nu-i băiatul. Stați aici încărcături. Să filmăm de aici să se vadă. Stați aici încărcătură. Domne, am văzut că au venit careva să se uite, dar nu știu, am ei... Dar m-am dus în scola, i-am întrebat, nu. A, nu, sunt băieții care sunt plecați la... I-a luat echipajele cealaltă și le aduc aici. V-a spus că sunt mai multe echipaje aduse din mai multe județe aici, acum, la ora actuală. V-am promis un control masiv, pentru că... E hoție pe față ce se întâmplă aici. Mai este unul sub, oprit și sub pod la variantă la Suceava, două s-au oprit mai în spate, vor fi luate de pe drum și din parcări. Plus că avem noi, noi avem 6 mașini, suntem 6 mașini venite.
Să ai grijă la camion, te rog, numai. Să nu te agheațe cumva. Păi asta facem, într-un mod legal, nu? Dar asta înseamnă autoritățile statului să colaboreze cu noi. Până la ora actuală, doar ISCTR-ul face chestia asta. Și face și din proprie inițiativă. Poliția nu, garda forestieră nu. Vință numai la băiatul care a fost prins cu 7 tone. Cum să arunci 7 tone? Îi pui jos și gata, că îi donezi. Atunci ce acte au sau cum? Le-a avut gratis? Semne de întrebare, nu? Nu l-au găsit la Supod? Au plecat, că dacă se uită și ei la noi șoferi, îți dai seama. Are alte două unde, sunt mai în spate. Că sunt 4 cam. Mai este una oprită pe la Dărmănești. Dărmănești? Pe aici. Dar ajung băieții acolo. Da. Acum ajung acolo. Cealaltă echipaj? Nu, nu, colegi. Așa, ok. Ce-s cu mașina, a plecat, ce-au fost la Suceava. Mm. Dar dacă s-au oprit, nu s-au oprit degeaba. Păi îți dai seama că care să opresc, e clar că... Trei tone 500. Deci ori 2 vine, deci 7 tone. Fiți atenți și calculați. Aveți calculator la dumneavoastră, nu? Puneți 7 tone deocamdată. Da, 3 tone 500. S-o să aibă peste tonaj. 5 tone 900, 12 tone minus 200, 11 800, are peste și peste trăgătoare. Are mai mult și peste trăgătoare. Deci 11 800 cu 7, puneți dumneavoastră pe un calculator. Trăgătoarea oricum îi peste. Cu 3 tone 400. Deci aia înseamnă 6 tone 800, puneți acolo. 6 tone 800, da? Opa, mai mult. E peste tonaj. 3 tone 850, aia înseamnă 3 tone 900 chiar. 7 tone 800 puneți. E peste tonaj.
cu 3,850 tone, ori 2, 6 tone, 6 tone, cât era 3,850? 7 tone, 600, 7 tone, 700, ultima, da? Ați spus, e peste tonaj, dar nu știu cât. Și pe trăgătoare e peste tonaj și și pe restul, să vedem cât e totalul. Dacă ați calculat, v-am pus, nu știu dacă aveți calculatorul la... Ați... Totalul vi-l arată deja? A, numai 500 de kg are peste. Și trăgătoarea? 500 are 11800. Și are 5% toleranță pe are 5 total și se încadrează aia. Bun, se încadrează în toleranță. Lemnul era mai uscat. Ești curios la ăsta? Da, 5%. 5%. Am înțeles. Pă, da, se încadrează în toleranță. Da, e în toleranță, într-adevăr. V-am spus că camioanele astea oricum nu sunt sesizate de noi, așa că... Dar na, eu mă bucur măcar că ISCTR-ul își face treaba. Și chiar își fac treaba, din câte se pare. Da, 41 de tone, dar se încadrează până la 42 de tone, așa spune legea românească. Asta nu e făcută de ISCTR, e făcută, știți voi, de ăia de sus, de la vârf. Hai, drept! Da, 41. Scapă până în 42, inclusiv 42. Până în 42 se încadrează în toleranță. Eu știu că normal îi păstă, deci e ilegal, dar se încadrează în toleranța aia care e pusă de lege. Asta nu ISCTR o pune sau noi. Cine au făcut legile? În altă țară nu ai voie. O tonă, două tone, dar na. Acum noi trebuie să respectăm țările din România, nu? Legile din România. Și autoritățile, vă dați seama, autoritățile statului automat același lucru, nu? Să ghidează după legile care le avem noi, nu făcute de mine și de ISCTR. Nu au întotdeauna minus pentru că nu vor. Sunt plătiți la tonaj, v-am mai spus. Kilometru tonaj sau metru cub și tonaj, ceva de genul. Și ăștia, termitele, corporațiile, practic îi obligă așa în felul ăsta. Eu nu-s dobra să spune că peste tot este o toleranță de 2 tone. Toleranța? O să mă interesez și o să pun o dată pe toate țările să vedeți ce toleranță este sau nu este. Te duci un pic să te uiți dacă ales cu alea două care se ascundeau, are în parcare? Aici sunt două camioane, dar două am aflat de la colegii care sunt pe teren. Două se ascundeau deja prin niște parcări, dar nu știu dacă sunt dâns și nu. Și eu ce pot să fac, oameni buni? Noi nu putem face legile, din păcate. Din stradă eu v-am spus să nu se poate. Noi tragem semnale de alarmă, ne facem datoria ca cetățeni civici. Dar să facem noi legile în România, nu avem cum. Are aviz, are aviz, s-a verificat.
Da, se pare că noi avem autobenzi și drumuri bune, de-aia e toleranța asta mare în România. A, aici aveți dreptate. În Ungaria ne schicea că e 60 de kg toleranța. Așa ar trebui și la noi, să fiu sincer. Și Ioan ne zice că o să stai până dimineață, maxim una, două camioane, o să găsești peste astea, toate o să fie în regulă, ca să vezi, doamne, îi se cetrești, face treaba, e bi de sus, tu stai acolo, cu îi se cetrești și ei își fac treaba pe altă parte, ai de învățat, scrie ceva. Pă, noi am, când, avem vreo 60 și ceva de camioane, o să vă dăm balanța când vom pune capăt acțiunii, o să vă dăm balanța să vedeți că avem deja 60 și ceva de camioane, din care peste 95% au fost... între 3 tone și 19 tone, da? Între 3 și 19 tone peste. E vorba de miliarde în banii vechi, amenzi. Acum, dacă dumneavoastră puteți face mai bine sau din ăsta, pe mine nu mă deranjează. Eu chiar am zis, oricine și cine ne critică, vă rog frumos să ieșiți, faceți dumneavoastră acțiunile, că nu mă deranjează, și arătați-ne unde greșim sau dacă greșim. Pe mine nu mă deranjează. Da, au fost anunțați. Alea-i cu lemn? Nu. Nu. Au luat-o două, au luat-o pe varianta asta. Băi, asta e alt drum? Este un drum ocolitor, așa, între ghilimele. S-au mers pe partea aia altă. Dar cealaltă echipaj după ei, nu? Nu știu. Nu mai văd echipajul aici. În Austria 400 de chile, toleranță. Faza cu Ungare n-am scris-o, eu scris un domn care chiar avea nume din unguresc sau maghiar, Zoli. N-am scris-o eu, vă citesc comentariile la când pot, n-am zis-o eu. Și aia cu 46 voie, în România nu există așa ceva. E 40 legal și există o toleranță care dă până în maxim 42. Deci 42 de tone. Și eu am zice că cine critică sunt toți ca ei. Nu ar fi mare lucru. Domnii, la ISCTR opresc tot, nu știu dacă ați observat, și prelată și tot a oprit, da? Avizele se fac foarte, foarte ușor. De când am venit noi de o lună jumate, deja avem o lună și 3 săptămâni, înainte să venim erau avize pe camioanele acestea, camioane erau cu 25-28 de metri cubi, n-am văzut peste 28 de metri cubi. Acum toate au 40, 45, 50 de metri cubi. S-a schimbat de când venim noi, pentru că știe că îi verificăm. Dar aceleași camioane au cărat zeci de ani unele. Dar hai să nu fie zeci de ani, să nu, că na, poate, de exemplu, unele fabrici n-au 15 ani ca și altele. Dar ani de zile, la rând, au cărat full, full, full și un metru peste roconțe cu aviz pe 25, 26 până în 28, 30 de metri cubi. Și tonaje 10-15 tone pe ăsta. Și uitați că a zis că nu verifică. Uitați, să verifică și cauciucuri și tot, tot, tot. Uite. Hai că vin lângă... Mergem lângă domnii la ISC, trebuie să vedeți. Se verifică tot, cauciucuri tot. Da, cauciucurile sunt cam varză. Da, se anulează ITP-ul. Asta cel puțin are gaură. Da, da, da. Dacă se mai rotește un pic roata. Are și gaură. Uite. Uite. Da, da, uite aici e gaura. Da, se vede aici. Gaură în cauciuc. Gaură în cauciuc, se vede clar. Da, vedeți că se verifică, nu vă faceți griji. Deci au scoprinat și au lemne înăuntru? De la 4.000 la 6.000 sau 9.000. Unde e? Aici. A. Na, uitați cauciucuri, fraților. Dacă e păstă greutate și cauciucul ăsta și face explozie și omoară oamenii pe drum, atunci să vă văd. Am înțeles că se anulează ITP-ul, dar... Da, da, da,
Eu mă refer la șoferi ăștia că sunt inconștienți. Cum să merg cu asemenea cauciucuri? Păi face explozie și mă omoară pe drum. Păi, uitați aici încărcătură. Uitați aici încărcătură, da. Ai grijă la stradă, să nu ieși cumva în stradă. O să vină un camion cu prelată prin culem. Oricum s-o oprește toate camionele aici. Și pe partea aia altă sunt ok cauciucule? A. Sau și pe aia azi la fel? Pe partea asta? Nu, am delotul pe partea asta. Bun. Da, hai! Să-i bagi ca să... Din dovorături. Da, din accident. Să vedem că am și eu, măi, la bateria externă. Am ceva... Din câte mi-aduc aminte. Ah, te asigur! Am și lanternă, mă! Bine, mă! Am lanternă! Ia ține aici un pic. Pare. N-am zis de camionul ăsta care are un metru pe să roconțe. Eu v-am spus că ăsta e până la roconțe. Eu nu înțeleg ce băgați. Sunt unele camioane de acum câteva luni cu un metru peste roconțe, da. Înțelegeți? Și o să vă arăt pozele, că doar noi am prins. Da? Cei de la Declif v-au pus una cu 70 de metri cubi? Calculați dumneavoastră 70 de metri cubi, cum pot să intre? Dacă nu mă credeți. A fost pusă poza și a fost primit la Holz Industry. Da? Noi nu mințim deloc. Poate îl iei și pe ăsta la rost, că uite cu ce cauciucuri umblă și cu tonajul care l-are, uite. Da? Astea-s cauciucuri, nu? Uite. Ăle-s cauciucuri, nu? Uite aici. Găuri. Na. Astea-s cauciucuri? Poate sunteți mulțumiți așa. La care explozie și ne omoară pe stradă și pe dumneavoastră ăștia care comentați și le țineți partea. Nu sunteți mult. Mulți. 1%. Da, da, păi se anulează ITP-ul. Păi se anulează ITP-ul. Probabil că va fi și imobilizat numai pentru aia, nu? Nu? Deci la anularea ITP-ului mașina nu e imobilizată? Depinde, la defect periculos. Și asta nu e considerat defect periculos? Păi are tăieturi de 1 cm și 2 cm. Ziceam că cu așa un cauciuc pe... nu mai contează dacă e în limita păi legală. Aia zic, și dacă e în limita legală, cu așa cauciucuri îți pune viața în pericol. Păi. Anularea ITP-ului și din alea, na. V-am mai spus pe șauă să verific metri cubi, avizul, pe lemn, nu pe cap tractor. Suceava 89 KVV. Deci Suceava 89 KVV. Nu prea aș vrea să comentez la adresa șoferului și așa mai departe că na. (Coughs)
Mie mi se pare o batere foarte gravă chestia asta. Nici mă, parcă zici că nici nu mă mai interesează acum că o să fie păstă greutate sau în. Dar oricum vedem. Uitați aici. Cauciuc. Cum să ai asemenea cauciucuri? Uite. Gândiți-vă pe dumneavoastră dacă vă prinde cu mașina mică cu asemenea cauciucuri. Da? Nu mai este toleranță la cauciucuri. Nimic. E lemn? Nu? Prelată. Ce are chiar astea? Pal. Prefabricate. Captura. Jumate din captura de acum seara. Nici asta n-am înțeles-o. Dacă ai niște iar lemn pe acte și din alea și tu lași așa direct în câmp, na, nu știu, băi, fraților. Aici parcă e totul anapoda. Discurile de frână ar trebui verificate mult mai multe pe camioane, dar probabil că verifică și domnii la ce tehnologie le oferă statul român. Da? Nu știu că știți, sunt abia două echipaje pe un județ și abia câte unul sau două locuri autorizate unde pot să cântărească. Deci făcut cu dedicație ca să nu poată fi prinși. În special cei care foarte, foarte mult peste tonaj. Cu dedicație făcut de politicieni lucrurile astea. Adică cum ar veni câteva echipaje, câteva locuri. Sunt legați de mâini cum ar veni. ISCTR-ul e legat de mâini în momentul ăsta. Și tot se oprește, da? Domnii chiar își fac treaba. Tot. Da, știu că nu șoferul îi devine, dar și să taci și să fii complice iarăși nu-i ok. Da? Șoferii pot să pună punct, cum am mai explicat. Șoferii se pot organiza în sindicate, în, nu știu, asociații, în grupuri, grupulețe, cum vor ei. Se pot organiza și să pună piciorul în prag. Da? Nu patronul conduce camionul. Plus că, v-am spus, și în România sunt 6.000 de firme, 9.000 și ceva de fapt, și din care 6.000 îs un singur angajat și un singur patron, adică patronul și șofer. Mă interesează și lemnul și mașina. Moșu Răzvan. Și lemnul și mașina. Băieții de la ISCTR cum îi pescuiesc. Celelalte echipaje. Da? ...6600 de chile. Nope! E un lemn uscat, mă. 4,7 tone, deci vine 8 tone. 9 tone 400, adăugați la prima, 9 tone 400.
Nu, no, nu cred că are pe ăsta. E uscat lemnul. Are cauciucurile praf, dar nu știu dacă e pe ăsta greutate. Ei, știu, pe asta am zis și noi, nici dacă nici mă interesează dacă se încadrează sau nu, cu așa cauciucuri. Cât au fost adineauri? 4? Trei tone 500. Ai grijă, ai grijă, ai grijă. Are o idee în spate. Vorbim înapoi. Hop! Trei tone 400. Da. Și 6-800 să pune că e ori 2. Dar nu înțeleg ce faceți. Acum v-ați gândit să treceți. Păi de în spate! Se încadrează în limita iarăși. 3 tone 150, de 6 tone 300. Nu, 9 tone și ceva, nu mai știu exact. Banii se încadrează oricum. Cred că se încadrează din câte am observat. Se încadrează în limita. Și ce se întâmplă cu cauciucul acum? Cum? Facem proporții. Da. Și sunt măsurile legale, bun. Dar se anulează ITP-ul, parcă, nu? Obligatoriu. Da. Da, ok. Deci se anulează ITP-ul și se aplică sancțiunile prevăzute de lege. Da, dar e foarte uscat lemnul. Noi am zis la ambele, am zis la ambele, noi am zis. E lemnul uscat, eu zic că se încadrează, noi am zis. Da, 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 bineînțeles. Sunt cazuri și cazuri. Da, da, da. Păi lemn foarte uscat. Lemn foarte uscat. Am înțeles. Cineva spunea că la Moisei iară sunt. Da. Cum? Nu, se încadrează în limita legală, numai îi se anulează inspecția tehnică pentru că are cauciucurile în starea în care le are și o să ia niște amenzi pentru aia, nu știu exact cât îs. Deja trebuie să ne uităm, trebuie să ne angajăm și noi la ISCTR și RAR și de astea. Da, 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 e mai greu un pic de... E cu lemn? Nu le atingezi, că n-ai... Nu le atinge, dă-le pace. Bă, Emilian Domide, Sifon, ești tu, bă, băiatul. Eu fac chestia asta de 8-9 ani. Dacă eram susținut politic, nu puteam face chestia asta de 8-9 ani. Pentru ce? Am venit acum. Am venit mai mulți. Da? Om politic să fii susținut de ceva partide sau de nu știu cine sau din astea, să faci civism, să schimbă puterea, știți cum se schimbă la noi tot din 4 în 4 ani și după aia nu mai poți să faci. Noi facem de 8-9 ani.
Da? Și nu numai pe faza cu ISCTR-ul sau cu controlul la lemne și așa mai departe. Noi facem corupție generalizată, vă arătăm tot. Toxicitate și multe altele. Urmăriți pagina și o să vedeți. Se foame, ți-e somn și nouă. Exact la fel. Pe noi care ne-am trezit 6 noapte, am fost de servici din București. Unde să ia care ziceau că n-am că 72 de ore? Uite că deja ajungem și cei care am venit de joi. Nu mai zic care au ajuns de miercuri aici. Câte ore ne dormiteau. Da, de 8-9 ani. Este, există o postare pusă de moderatorii noștri cu acțiunile civice care le facem. Și numai câteva v-au pus, că n-aveți răbdare, v-au pus, nu știu, vreo 50-60 de exemple, ceva de genul, nici nu le-am numărat niciodată. Dar vă putem pune sute. Să verifică tot, măi, oameni buni. V-am spus și cauciucuri și taografe și din astea. Cu cât vă deranjăm mai mult pe ăștia care comentați aiurea, că tot o să fim mai mult în teren. Mai mult timp. Da, țin seama de înălțime și ăsta, nu știu dacă ați văzut, camioanele sunt în, de data asta. Cel care a fost prins cu 7 tone pe ăsta, a lăsat marfa aici și jumătate a dus-o, altceva vin deja și a dus-o și mai este jumătate. Da? Deci a fost prins un camion cu 7 tone. Peste. Și numai un camion, că au fost prinse mai multe, dar eu mă refer aici la Dărmănești. Când avem raportul oficial, pe ziua de 7 august, o să rămâneți mască. De v-am și spus, înseamnă că încă intră la firmele, la Jäger și la Holz Industrie, încă intră camioane peste tonaj. Asta e faza. Asta e faza, din păcate. Sunt ceva camioane aici. Nu știu dacă-s cu lemn sau cu ce îs. Vedeți și la prelată. Vedeți luate camioanele. S-au dat amenzi la camionul din Sebeș. Dacă mi-aduc bine aminte, 160 de milioane, dacă mi-aduc bine aminte. Dar v-am spus când o să primim toată circularea, pentru că sunt foarte multe, 60 și ceva de camioane, nici nu mai știu exact câte. Plus, mai sunt camioane oprite și de ISCTR la sesizările noastre, dar fără noi, că n-am putut să mergem noi peste tot să facem numai live-uri și live-uri.
Și na. Nu vă supărat, bă. Da. Sigur că sunt probleme cu lemnele, nu? Da, ce? Cu ce? Cu da. Da, 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 da. Bravo, din eu nu știu, v-am urmărit acum. Da, da, da. Cine-i domnul? Eu cred că ăla că noi mă duc în Bezea, cu Paul. Da, da, m-am oprit aici. Măi, dar mai era un șofer astăzi cu copilul și tu ești cu copil mic. Da, eu am fost, da, mă duc acasă, de Rădăuș. A, ești de aici, așa, da. Și mă duc de la asta, am schimbat părinte. Am înțeles. Că e șofer profesionist. Și vezi așa încărcătorul ăsta cu lemnele, cu ce zici? Și cauciucurile perforate, ia șenea, tăieturi în cauciucuri, uite așa, tăieturi. Adică în stat să vă dau un coleg, doi colegi. Era basculantă, basculanta asta, câte are? 8 rup, nu? Cât încate? Da, 8 rup, depinde de... Cât încate? E 4 rup, cred că îi. 34 în tonia, da. Mergea cu 55 la oră. Ok. Încât un scandal de numărul ăsta. Nu, bărăi, te-o faci extern, nu? Da, rău că sunt pot la oră. Ok. Tu cu cine ești? O tonă în plus. Ce puțin o tonă? Nu risici? Am avut 20 kg, un fiat de frig. Da? Am dat 130 euro amendă la unghi. 130 pentru 20 de kg. 20 de kg. Na, că se luau cu noi în gură. Pentru 20 de kg au plătit șoferul 130 de euro amendă în Ungaria. La noi 2 tone ai voie păstă. Toleranță. Și alt echipaj iarăși a plecat la pescuit. Deci se poate face când se vrea. Buzi, nu știți, la calea ferată marea majoritate a lemnului deja e procesat. Adică adus în fabrici, cumpărat, tăiat și tot. Asta e faza. Nu mai instigați la violență și de leacă moderatorii o să vă scoată de pe pagină și după aia ziceți, bă, dar eu sunt cu voi și am vorbit un pic aiurea. Nu mai instigați la violență. Lucrurile astea trebuie să se oprească legal, și prin civis și legal. Și se pot opri. Uitați-vă bine în toată țara cum circulă acum camioanele încărcate, aproape la jumătate, aproape toate. Cei care riscă sunt prinși. Nu spun că, vezi, Doamne, gata să oprește defrișarea din România. Nu, dar se diminuează în primul rând și după aia trebuie schimbată din Parlament. Legi, fraților, că fără legi nu poți. Schimbați toți directorii de ocoale silvice, pădurarii care îs corupți trebuie băgați în pușcărie sau anchetați, că scopul nostru e să băgăm oamenii în pușcărie, scopul nostru e să oprim defrișările. Înțelegeți? Asta e faza. Mulțumim frumos, mulțumim frumos. Băieții de la ISC3 chiar lucră exemplar. București 778 RRT. Nu știu cât știți, aici, tot aici, în zona asta, a fost un caz când au fost atacați, că noi zicem să nu fie atacați nici cei care fac ilegalități și așa mai departe, că noi nu suntem de acord cu violența și cu actele de genul ăsta, dar băieții de la ISCTR, nu știu cât știți, aici, pe zona asta, au fost atacați cu molotov. Da? Deci să nu credeți că în Bucovina nu să fac controle, să fac. Dar oamenii... Da, pentru infractor, dar asta nu e legată de camioane și de cântare și nu știu ce. Pentru infractor și noi am spus clar, pe noi ne interesează paguba și recuperat banul. Nu ne interesează să punem pe ceva noi în pușcărie, nu noi, eu mă refer instituțiile statului, dar nu noi ca oameni civici. Justiția, să zic, din România, nu ne interesează că bagă pe ceva în pușcărie și ăla când iase curat și banii îi rămân. Aia nu-i mai justiție.
Trebuie recuperată paguba. Oh, doamne, doamne. Deja am văzut un camion cu roconții gol parcat pe cealaltă parte, așteaptă cred că să termine băieții ca să vină să ia surplusul de la camionul de 7 tone, care avea 7 tone peste, deci avea 47 de tone camionul respectiv. Avea 7 tone și ceva și a lăsat materialul aici, jumătate a venit alt camion și l-a luat și jumătate a rămas aici. Înțelegeți? Bine, am înțeles faza aia odată cu interlopul respectiv, gluma a doua oră, n-am mai înțeles-o. Da, cel puțin spune că avizul corespundea cu marfa, ne-a spus cei la ISCTR. Și avea 7 tone pe ăsta și și-a permis să le arunce aici jos. Na, acum v-am spus, avizele se dau foarte, foarte ușor. Ați văzut, nu știu care aveți timp, uitați-vă sau acum seara sau mâine. Să ați văzut ce explicații ne-a dat Tiberiu Boșutar. Mură în gură, tot cu acte, cu tot în povești. Se dau avize pe bandă rulantă, pentru că lucră mână în mână. Pădurari, gardă forestieră, tot mână în mână cu ei. Din păcate. Fraților, o să închid live-ul. Dacă e ceva, iarăși, că și celălalt l-am închis. Și am zis, dacă e ceva, o să vă arăt. V-am arătat, am prins iarăși cu cauciucurile perforate. Se încadrează ambele camioane la tonaj în limita aia de 2 tone. Așa sunt legile în România, noi nu avem ce să facem. Dar i s-a anulat ITP-ul, amenzi și așa mai departe. Plus camionul care a fost primul cu 7 tone peste greutate. Foarte mult. Deci în loc de 40 legal, 47 tone. Vă las pentru că vreau să văd ce oameni încă mai pot să stea și care nu. Pentru că normal acum la acțiunile astea au venit toate echipajele și a noastră diaspora europene, a grupului civic. Și să vedem care sunt, că sunt persoane care n-au dormit. Știu că nu credeți, dar na, în fine. De vreo 72 de ore au dormit tot așa câte o oră până în mașină și din alea. Suntem foarte, foarte obosiți, nemâncați și așa mai departe. Bun, vă mulțumesc frumos. Dacă vreți să distribuiți, distribuiți. Dacă nu, nu. Cine vrea să se alăture acțiunilor civice, urmăriți ce facem noi și puteți să faceți și dumneavoastră. Nu ne deranjează, chiar încurajăm. Noi am dat drumul la acțiunile astea, dar se pot face de oricine, nu este greu, deci se poate dacă se vrea. Vă mulțumesc frumos! Noapte bună!